Neața și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Sunt în săptămâna 17. Nu m-am simțit prea bine de dimineață. Poate și din cauza oboselii, pentru că a dormit foarte rău Claudia și nu m-am odihnit. Mi-a fost puțin rău de dimineață. Am băut puțin apă, am stat, am mai făcut ce mai aveam de făcut. Și acum mi-am făcut un suc de portocale cu gref. Deci am pus un gref și vreo 4, 5, 6 portocale, nu știu exact câte am pus, dar nu o să beau singură, am făcut și lui Florin și Melisei. Florin doarme pentru că el a fost pe tură cu Claudia și eu sunt aici cu Milisu. Da, te e mânuță. Suculeț. I-am pus așa că dacă stăm în pat să poată să bea culcată. Da, și deocamdată așa ne începem ziua. Astăzi nu știu exact ce vom mânca, cum vom mânca. Cu Florin e mai greu când e acasă, pentru că el are tot felul de pofte și ar mânca una, alta, nu știu, așa. Și e întotdeauna o surpriză ce mâncăm când suntem împreună. Așa, eu dacă sunt singură, cam știu ce mănânc. Adică cu o zi înainte sau în dimineața zilei respective îmi fac așa o idee cam ce aș vrea să mănânc. Dar cu el nu se știe niciodată. Așa că, da, o să ne bem suculețul. Bun? Mă bucur. Micul dejun din această dimineață. Sper să mănânc doar atât. O felie de pâine cu semințe, cremă de brânză roșii și aici o chiflă cu unt și sare și o cană cu lapte. Cum am spus, sper să mă opresc doar la atâta. Da, Melisa. Și aici are Melisa soldăței, tot așa, cremă de brânză cu roșii. Bun, mama? Da. Melisa. Bun? Îmi dai și mie? Ah, numai una. Nu-mi dai? Poți să o fac? Mulțumesc. Da. Am terminat de mâncat și ăsta este desertul. Prăjiturică. O prăjiturică cu caramel, zice pe ea. Vrei și tu o mușcătură? Ce bun e. Avem gustare. Niște pere. Sincer, mă pornisem la altceva mai nesănătos și cu mai mult zahăr. Dar astea începeau să se strice. Și am să le curăț, să le mâncăm. Vrei, Melisa? Dar nu le pune mami pe jos. Hai să le punem pe masă. Vrei? Erau vreo 5, dar cred că după ce le-am curățat au rămas vreo 4. Și nu o să le mănânc singură, o să împart și cu Melisa și cu Florin. Vrei, Melisa? Să vină acolo? Să vină mami acolo? Ce faceți? Construiți? Ce este? Ham, Ham, ham. și asta? Hai, Melisa, papă. Miau, miau. Hai, tati, papă și tu. Vedeți, ce bun e. E bun, așa e? Mi-e un pic foame și n-avem nimic de mâncare. Melisei se încălzește o ciorbiță în borcan, pentru că n-am reușit să fac astăzi nimic încă. Claudia a fost foarte agitată astăzi. I-am făcut și băiță, dar nu prea ne-am înțeles cu ea de nicio culoare, nici în brațe, nici în niciun fel nu se liniștea. Și de astăzi n-am gătit nimic. Florina trebuie să se ducă la farmacie să ia medicamentele și pe urmă să facă niște cumpărături. Așa că Melisa mănâncă ciorbă în borcan. Și până vine Florin și facem ceva de mâncare ca să mai potolesc un pic foamea. Am luat un baton cu cereale de la Milupa, pro futura mama. Este un baton cereale pentru femei gravide.
Este destul de sățios, cam mai multe de astea. Și mi-am făcut aici un cappuccino. De data asta l-am făcut decât cu apă. Da, și cam așa. Așa arată batonul desfăcut. Are și niște fructe, probabil miere sau ceva. Oricum este foarte bun și chiar este hrănitor. Da, mami, aici, dar trebuie să ți se răcească un pic. Imediat. Dar în sfârșit ne așezăm la masă. Mi-era o foame de vedeam în dungi. Și avem așa cartofi dulci cu parmezan la cuptor. Și în partea asta broccoli cu creveți și ceapă și sos. Asta a pregătit-o Florin și asta le-am făcut eu. Și arată foarte bine și are gust foarte bun și mi-este foarte foame. Și aici are și Melissa, doar că trebuie să se mai decorească un pic ca să nu se frigă fata. Da? Și aici e Lili. Lili, tu n-ai porție. Tu n-ai porție. Și acolo e Iubi. Tot stau și mă gândesc ce să mănânc desert și... Parcă aș mânca ceva dulce, dar nu foarte dulce. Nu știu, sunt așa. Și mi-am luat două pătrățele de ciocolată neagră. 50% cacao. Mie nu îmi place ciocolata neagră, sau cel puțin așa credeam, dar am mâncat aseară o bucățică și mi-a plăcut și acum tot asta îmi trebuie la desert. Deocamdată. Tu mai vrei pâinică? Da, mai e acolo. Mai e acolo? Voi încheia filmulețul aici, n-am mai mâncat, am mai mâncat de fapt o bucățică de ciocolată neagră. Dar în rest n-am mai mâncat nimic și nici nu mai îmi trebuie nimic. Mă simt oricum foarte plină. Am băut apă, dar nu știu să vă spun exact cât apă, pentru că am băut din mai multe sticle. Oricum, probabil am băut vreun litru de apă, cam puțin. Avantajul meu e că mai beau și lapte. Mai beau și suc proaspăt de portocale, am băut azi dimineață, am mai băut și acel cappuccino, adică cred că așa toate adunate am băut așa în jur de un litru și jumătate de lichide, dar apă am băut foarte puțină și nu sunt foarte mândră de chestia asta, tot mă străduiesc să beau mai mult, dar nu intră, deci nu intră și nu intră. Na, și da, cam asta a fost ziua de azi. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!